Deci ce facem astăzi? Pregătim un păstrăv somonat. Te rog să vii mai aproape să vezi. Deja a stat la cuptor 15 minute. Îl condimentăm. Am pus aici boia, sare, piper și ulei. Pentru ca să fie bună pielea, să se facă crustă. Așa. Avem aici o bucată de somon pentru soția mea dragă, că numai asta îi place. Îi mai place și altceva, e la pești. Așa. Fac frumos. Încercăm să-l întoarcem și pe cealaltă parte. Să-l punem condimente cât de bine se poate. Sub el am pus sare. Wow. Am zgâriat puțin cu furculița, de aceea o să mai iau ceva care nu zgârie tabla. Da. Oh, măseaua. Așa. Delicios. Fac. Și o să facem și înăuntru. Pentru că uleiul îl ajută un pic să se prăjească mai bine. Și condimentele îi dau gust și culoare. Da. Așa. Punem înapoi. Bun. Și la cuptor cu el încă 15 minute 20. Așa. Cu ce merge bine? Cu o mămăligă. Avem aici o mămăligă delicioasă. Ca la Maramureș. După care o să punem lămâie sau grefuit. Astăzi avem doar grefuit.